Salut și bine ai venit la Mâncăruri Rapide! Azi vom pregăti sărățele. Am găsit o rețetă super simplă și rapidă pe care abia aștept să o împărtășesc cu voi. Vă las aici ingredientele, cantitățile și putem începe. Într-un bol cu făină, sparg ouăle, amestec puțin, apoi adaug telemeaua și untul pe care le-am dat prin răzătoarea mare și frământ până când compoziția devine omogenă. Scot aluatul din bol, îl împart în două părți egale, presar făină pe planul de lucru, apoi întind două foi groase de aproximativ 5 mm în formă de dreptunghi. Tai marginile, apoi încep să tai sărățelele late de 1-2 cm și lungi de vreo 10 cm. Le așez acum în tava tapetată cu hârtie de copt, le ung cu ou bătut și le presar cu susan și cu sare grunjoasă. Iar dacă vă place, în loc de susan puteți presăra chimen, sunt super bune și așa. În final, le coc în cuptorul preîncălzit la 190 de grade, timp de 20-25 de minute. Și voilà! Așa arată sărățelele cu brânză. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, înscrieți-vă la canal pentru mai multe rețete și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Spor la gătit și poftă bună!